De asemenea, vreau să vorbesc și despre alte proiecte ce ține de eu o carte, tu alt, în schimb, un fel de schimb cultural. Și aici au avut de câștigat multe grădinițe, multe școli, unde bibliotecile, fiind cam săraci în literatură, deosebi în grafie latină, s-au bucurat de donații impunătoare. Ca să nu mă refer doar la România ca partener cel mai important din această comunitate Uniunea Europeană, vorbesc și despre alte proiecte ce ține de schimbările din orașul meu. În primul și în primul rând mă bucur că cât de cât străzile au luat o altă, au primit o transformare nouă. Deci atât trotuare, cât și drumul acesta central sau național, deci este reparat. Iluminare. De asemenea, văd unele clădiri care sunt iarăși au fost nici de când mă știu în Șoldănești nu au fost reparate. Și acoperișuri și iluminare. Din partea României dau ambulanță, dau autobuze școlare pentru elevi, ne repară drumuri, repară grădinițe, școli. Astea sunt lucruri bune din partea lor. Și noi trebuie să le mulțumim lor, fiindcă primim ajutoarele astea din partea lor. Dar nu toți socot așa că ne dau ajutoarele astea nouă. Eu personal sunt mulțumită de chestiile astea, dar nu știu lumea din jurul nostru, dar în general suntem mulțumiți de, spunem frații români, suntem mulțumiți de țara soră, care ne ajută în toate. Și noi trebuie să fim recunoscători și să mergem înainte, nici un pas înapoi. În Florești s-a reparat de spitalul, o dat ajutor și au făcut tățele. Dar nu numai spitalul, dar îți spun că și a barut unia asta tot, care ia că la bălți s-a adus scump a barut unia și pentru te-ai dus acolo, te-au colcat și te-au controlat tot și vede și cu vasele sanguinii, cu merg circulația sângelui. Bravo lor că ia că ne dă ajutor. Ceea ce cunosc este una, în ceea ce suntem implicați este alta, pentru că acolo unde este implicare este viață, da? Ori de câte ori ne adunăm profesorii de la Iași sau din zona Moldovei, de dincolo de Prut și din coace din Republica Moldova, este o bucurie. Îmbogățim sufletește și intelectual tot ceea ce se organizează atât la Chișinău cât și la Iași sau la București sau în alte. De exemplu, ceea ce m-a bucurat foarte mult a fost deschiderea Facultății de Teologie, extensiunea Chișinău, care a venit ca o binecuvântare din partea Universității Alexandru Ioan Cuza de la Iași și în prima promoție învață și băiatul meu și face teologie.